Loturi mari de înghețată retrase de pe piața din România. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că 10 loturi de înghețată, însemnând 100.000 de bucăți, produse de o companie americană și distribuite pe piața din România, au fost retrase din rețelele comerciale, întrucât conțin aditivul E410, numit gumă de caruba sau roșcovă, care ar putea fi contaminat cu oxid de etilenă, un pesticid cancerigen interzis în Uniunea Europeană. Potrivit comunicatului ANSVSA, produsele retrase de pe piață conțin o cantitate foarte mică din aditivul respectiv susceptibil a fi contaminat, însă consumul regulat al acestor sortimente de înghețată poate duce pe termen lung la tulburări cardiace, pulmonare sau chiar cancerigene.